Domnule Baciu, suntem în plină campanie de vaccinare. Înțelegem din cifre că totul decurge foarte bine la acest capitol. Astfel au fost făcute și o serie de modificări în ceea ce privește platforma de vaccinare. Profit de prezența dumneavoastră în studio să ne detaliați despre ce modificări este vorbim și ce se întâmplă de la 1 aprilie, ce trebuie să știe românii care încearcă să se vaccineze, să se înscrie pe acea platformă de vaccinare de la 1 aprilie. Într-adevăr, sunt câteva îmbunătățiri și da, contextul mai larg al campaniei de vaccinare este unul pozitiv. România, pe toată activitatea de vaccinare de până acum, a reușit să fie pe primele locuri la nivel european, chiar la nivel global. Însă, cel mai important element la care facem referire este cel al etapei a treia, care a început de săptămâna trecută și practic vorbim de ultima etapă, astfel încât oricine care are peste 16 ani se poate înscrie pe o listă de așteptare, selectând un centru de vaccinare, acesta fiind singurul lucru pe care trebuie să-l facem în acest moment. Dacă până acum trebuia să, sau cei care își doreau foarte mult să se înscrie cât mai repede și să se vaccineze cât mai repede, căutau, urmăreau când vin doze, unde se deschid centre și așa mai departe, în acest moment nu mai e nevoie de așa ceva, trebuie să facem un simplu și singur lucru, și anume, intrăm pe platformă, vaccinare-covid.gov.ro, selectăm un centru de vaccinare, sigur ne facem cont, selectăm un centru de vaccinare la care putem să ajungem ușor, după care ne înregistrăm efectiv pe lista de așteptare. Vedem câte persoane sunt deja înscrise, însă în acest moment nu funcționează partea asta în care să ai și o idee de timp și este esențial să explicăm de ce nu ar fi posibil sau de ce nu ar fi precis o astfel de variantă. Tocmai pentru că, așa cum vedem, pandemia este activă în momentul de față, există o transmitere comunitară foarte intensă și tocmai pentru acest motiv au prioritate persoanele în etapa a doua, persoanele care sunt cele mai expuse și vorbim de persoane peste 65 de ani sau persoane cu boli cronice și vor avea prioritate până se epuizează etapa a doua. Pe care de consecință, cineva din etapa a treia, care se înscrie astăzi, spre exemplu, pe o listă de așteptare și ar fi pe locul 100, să spunem, dacă mâine se mai înscriu încă 20 de persoane, 10 din etapa a doua, 10 persoane vârstnice, să spunem, peste 65 de ani și 10 din etapa a treia, persoana respectivă de pe locul 100, fiind parte din etapa a treia, va ajunge pe locul 110, pentru că cele 10 persoane peste 65 de ani au prioritate. Deci, din această perspectivă, această funcțiune încă nu este valabilă, pentru că nu ar putea să ofere o cifră și o dată foarte precisă, pentru că pot să apară astfel de chestiuni. Dar, așa cum spuneam, cel mai important este faptul că în momentul de față trebuie doar să ne înscriem, iar platforma va face automat tot ceea ce urmează după înscriere. Ne va anunța printr-un mesaj text despre faptul că noi am fost alocați pentru vaccinare la respectivul centru pe care l-am selectat, urmând ca să intrăm pe platformă, să selectăm efectiv o zi și o oră în care ne vom prezenta în centrul de vaccinare, astfel confirmând practic prezența și participarea noastră la centrul de vaccinare. Dacă nu facem acest lucru în interiorul a 24 de ore de la primirea mesajului, atunci se presupune că nu vom fi prezenți în centrul de vaccinare pentru alocarea aceasta și se va mai face același lucru încă de două ori în 30 de zile, tocmai pentru că se poate întâmpla în situații, fie să nu fi văzut mesajul, fie să nu fi fost în localitate, fie să nu fi primit mesajul, adică mesajul text. Deci, începând de astăzi, vom ști estimativ când vom fi chemați la vaccinare? O să știm estimativ începând, această funcțiune va fi implementată la începutul lunii aprilie. Deci de la începutul lunii aprilie. Săptămâna viitoare se trecem în aprilie. E important de menționat că aceste modificări nu se pot face pe loc sau într-un timp foarte, foarte scurt, pentru că platforma nu s-a oprit și nu se oprește atunci când se fac îmbunătățiri, indiferent ce funcțiuni sunt vizate. Și practic trebuie să faci aceste lucruri din mers. Platforma funcționează și sunt totuși câteva milioane de persoane care și-au făcut cont, care s-au programat, adică este o platformă pe care, care este accesată foarte, foarte des. Și, deci, ce vreau să spun este că, practic,
Să intrăm pe platformă, cunoaștem deja platforma unde se intră, putem să o accesăm foarte ușor, să ne selectăm un centru de vaccinare, să ne înregistrăm, vom fi anunțați prin mesaj text în momentul în care, practic, setul de persoane din care facem parte a fost efectiv alocat la vaccinare cu o oră, cu un interval de zile, în care noi trebuie să intrăm, să selectăm zilele respective. Ce se întâmplă din aprilie? O să putem să vedem două chestiuni, care acum încă, așa cum spuneam, nu sunt finalizate, și anume, un estimat de timp, pentru că în momentul de față, când intrăm, o să vedem acolo în dreapta jos o cifră, numărul de persoane care sunt deja programate în fața noastră. De exemplu, 8.000, în cazul meu. Da, dar această cifră nu trebuie să ne sperie, din două motive. În primul rând, pentru că vin doze din ce în ce mai multe și deschidem centre de vaccinare suplimentare. Practic, chiar săptămâna aceasta au fost operaționalizate 167 de noi puncte de vaccinare. Tocmai pentru că sosesc doze suplimentare, se crește și numărul de centre de vaccinare și, practic, în cazul dumneavoastră, aceste 8.000 de persoane sunt alocate mult mai repede către vaccinare. Deci e posibil să mă vaccinez până în toamnă? Cu siguranță vă veți vaccina în perioada imediat următoare și, oricum, felicitări pentru gestul dumneavoastră de a vă, nu numai de a vă programa, foarte important, dar și de a-l face public, pentru că aceasta este recomandarea noastră în momentul de față, să ne înregistrăm, să ne programăm. Este un lucru simplu pe care putem să-l facem și, practic, pe măsură ce tot sosesc doze și o să sosească de ordinul milioanelor în perioada următoare, practic, e important să putem să alocăm cât mai multe persoane la vaccinare.